No, chat, salutare, bine v-am regăsit la un episod. Episod în care m-am tot gândit ce să joc, ce n-am mai jucat de mult timp. Și am ajuns la concluzia că japonezul de rank mare nu l-am mai jucat de ceva timp. 74-le. Type. Și văd că avem o hartă destul de nașpa. Nu știu cum să le joc. Să iau full emo. Cum nu-i place lui Crunchy. Bine, nu iau chiar full, dar... Ba, o să iau full, hai. Mă pregătesc emoțional pentru ploaia de injurii. Nu, că nu mă înjură. Dar îmi scoate ochii. Mă, avem o problemă. Nu știu cum să joc partea asta. Că eu mereu până acum, dacă o fost să joc harta asta, dacă eram în spawnul ăsta, veneam aici. Sau aici, dacă sunt în spawnul ăsta, veneam doar aici. Dar sigur trebuie să fie o metodă prin care poți să joci și spawnul ăsta la alt. Na, uite-l. Bine. Și intra după cover și... Mamă, ce bucată și-a luat. Asta am urât mereu la spawnul ăsta, dar n-ai ce să-i faci. Din păcate. Norocul meu prost la tankul ăsta e că totuși am armură într-o oarecare măsură. Și se presupune că mă ajută, chică. În practică, mai greu. Am Abramsul care mi-a scăpat aici. Scurios, unde o să iasă să tragă? Că de ieșit sigur o să iasă. Dar nu știu unde. Asta e întrebarea. A, acolo probabil, dar na. Ați înțeles voi ideea. Dealul ăsta e mare. Uite-te. Ciao. Bau, bau. Uite-l. Știți ceva? Nu, pe asta. Așa. Vreau o siluetă mai joasă. Poate înclinată puțin pe față. Vă știți de câte ori am avut norocul să-mi iau bucată. Mă, de unde e asta? Vezi, naibii, că mie sunt partea aia, că și nebunesc. Da, mă, tot acolo a rămas Johnuțu. Pe acolo. Hai că poate le scoatem din vizuină. A, B-ul e securizat, dar de ce nu se duce nimeni după ce? Pe bune, chiar așa nesemnificativ ce-ul, numai eu îl joc pe harta asta când îi să-l joc. La cât de mult că îmi deschis să-i, nu pot să înțeleg de ce nu văd inamici. Era mai în față inamicul. Bă, ăsta pușează? Nu.
Bun. Următoarea țintă. Aoleu, am un light în stânga. O să treacă dialul. Nașpa. Mai țineți minte când v-am zis că ăla o să încerce să flancheze? Păi cam aia face. Artillery. A, de acolo îmi dă, mă. Încearcă să-mi dea. Oh-oh. De unde mi-a dat? A, din față, în condiții în care eu mă uitam de după deal, bine. Am bat piciorul în el cu premiumul lui. Bine, și-o joc avion premium, na, recunosc și-o în culpă. Dar totuși. Vedem pe e-mail. Că nu pot eu să-mi țin pozițiile. Să-l joc frumos. Cade. Vine gicul meu. Ca ălălalt. Văzut el pe YouTube că trebuie să vii YOLO ca să-ți meargă schemele pe jocul ăsta și ce-a zis? Hai să vin YOLO. Ce pe locul 2, doamne. Vă dați seama ce echipă avem. Uite aici, uite aici. Cât să-ți ieșiți după tură? Ia numărați-i voi că mie milene. Nu m-au învățat ăștia la facultate. Na, care-mi dă torpilă? Și mă scoate. Hai mă, niciunul. Mă, nu-i nimeni pe deal. E semn bun. Cred. Dar problema e aici, în dreapta. Că sunt mulți inamici teoretic în viață. Uite-l. Și o să mă duc aici, în marginea asta, unde e cel mai low posibil. Ciao, puiule. Pa, puiule. Bă, ce urât a făcut. Am simțit-o că vine. N-am căștile, dar am simțit-o. Bă, când simți că îți vine moartea, n-ai ce să mai faci. Aia e. Se întâmplă. Și stăm pe spate și așteptăm până ajungem la câmpul de luptă. Ba, frate, dar ăla cu sabu se distrează, dă-l în puii mei. Și pantierienele noastre inutile. Una și aia inutilă. Moarte pasiunii, ce să mai zic. Măcar trage după elicoptere și ia omorul de la avion. Omul meu trage după țintă la 3-4 km, dar îl doare undeva de pe ăsta care e la câteva sute de metri. Că fiți sigur că a fost la câteva sute de metri când l-am omorât. Nu îl văd pe ăsta cu sabu. Voi îl vedeți? Uite-l. De asta e ala cu sabu sau e altul? Să pierdem meci oricum, adică îmi trag speranțe, dar le fac și un kill măcar, un alea.
Frate, dinamicii de ce au... Nu, nu mai contează, de aia au... Oh, și încă mai am cu ce să mă respawnez, să sufăr. Păi da, nu? Ai frate, intram cu toate porcăriile. Ce ne-a mai rămas pe aici? I mean, tankul ăsta, așa cum e el, nu e chiar așa nașpa. Bă, dar unde mi-s tufele? Că aveam tufe, deci... De fiecare dată la nu știu câte update-uri, Gaijin se gândește, hai să scot tufele de pe tankuri. Să-i pun pe proști să-și pierdă timpul în joc. Punând la loc tufe. Dar ce plăcere, moarte pasiunii. Ăla, voiam să zic, da, n-am mai zis nimic. Hai, asta a fost... Iac. Iac. Nici nu știu ce să mai zic. Oarecum am fost eu prost prima oară când am murit, că m-am uitat în față. Am încercat să mă uit în lateral, că îmi trăgea și ăla din spate. Da. Doua oară... Păi ceva la avion. Bun, ceată, asta a fost episodul. Vă salut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă salut și ne vedem pe data viitoare. Bye, bye.